Hai să vă arăt o față care vă va face ziua mai frumoasă și poate săptămâna. Nu este vorba de Aurelian Ștefan, prietenul meu, ci este vorba despre această minunăție cu care a venit și care nu zice pâs de când a venit în platou. Este super cuvinte, nu miaună, nu schiaună. Bună dimineața! Salut și bine v-am găsit! Cine este domnișoara? Domnișoara este Ria, pardon, supranumită Dragonela. Pentru că... pentru curajul ei și pentru că are legătură cu ceva dragoni chinezești. Am înțeles. Am fost găsită peste drum de Dragonul Roșu, ca de obicei lovită de o mașină. L-am întrebat pe Aurelian de ce văd atâtea fracturi la ei pe pagini. Cum își rupe câinele piciorul? M-am gândit că el câinele, o fi el nebun și sare prin canale. Nu. No. Noi cu mașinile noastre îi ajutăm foarte mult. Da. Noi suntem cei care... Cărora nu le pasă. Da. Cățel a fost găsit de o doamnă care nu are posibilități majore, fiind vânzătoare în Dragonul Roșu, și voi l-ați reparat, practic, pe cheltuiala voastră. Noi l-a reparat prin proiectul social pe care îl desfășurăm noi și vă spun că ne-am îndrăgostit imediat de această cățelușă care, la orice manevră pe care i-am făcut-o, nu a zis nici pâs, mai avea puțin și cea, da, mă, faceți-mi ce vreți voi, nu mai faceți-mă bine. Ok. Mare operație pe piciorul de la din spate. Are operație la spate, are două bucăți de metal în genunchi care merg foarte bine și care o vor ajuta să își repare piciorul fracturat și să fie un cățel normal. Cățelul este unul normal, este funcțional, ca să zic așa. E foarte funcțional. Mai are încă branul la lăbuța dreaptă, dar se va da jos în scurt timp. E de dat, să știi că oamenii ne întreabă de câte ori arătăm imagini cu tine, în primul rând. L-am dat 111. Eu nu sunt de dat, dar ea este de dat. Ok. Pentru că asta facem noi la spital, reparăm aceste inimioare cu blăniță și le promovăm pentru a fi adoptate. Ok. Unde vă găsește lumea? La mine pe profil, știți foarte Aurelian bine. Ștefan, Aurelian Ștefan, Veterinărescu. Homeless Animal Hospital pe Instagram, avem unde să fim găsiți. Ideea este să nu aruncăm cu inimioare, pentru că ele nu repară nimic. Exact, degeaba dăm like-uri și ne înduioșăm într-un coment, sigur că și astea sunt bune. Sunt bune, dar am spus eu că nu repară nimic, din când în când trebuie să mă ajutăm și real. Da. Altfel, aceste fiare broșe din picioarele cățelușilor dispar, pentru că ele... Cineva le plătește la un moment dat. Zim, de ce talie crezi că e acest cățeluș? Face 20 de kilograme cu siguranță la maturitate. Ok, dar nu e un câine foarte mare. No, 20 de kilograme este un câine mediu. Ok, foarte cuminte din ce se vede. Nici nu știm dacă poate să latre. Cred că nu vrea să latre. N-a lătrat niciodată. Deci e un câine liniștit. Nu cum mai avem noi prin vecini, nu dau nume. Vorbesc de niște câini de super rasă. Te-am chemat și să vorbim despre cei care deja au cățel. Spune-mi de ce ne vaccinăm câinii și de câte ori mergem la vaccin, cu câinele. E perioada în care se primesc căței, să știi. Perfect. Ei bine, anticorpii de la mami, de la cățelușă, țin doar 4-5 săptămâni. După 5 săptămâni, protecția de la mamă, foarte, foarte puternică de altfel, dispare și trebuie să venim cu un vaccin pentru a prelungi protecția împotriva bolilor infecțioase, cum ar fi în special parvoviroza. Noi avem și hepatită la căței și jigodie, dar parvoviroza face ravagii, pentru că o aducem foarte ușor pe picioare, pe haine, pe mâini. Deci chiar dacă avem un câine care stă în casă... Absolut. Noi, de fapt, îi aducem. Noi îi aducem virusul și este foarte, foarte contagios. Parvoviroza putând omorî un cățel chiar și în 24 de ore. Și am avut căței pe care am internat cu săptămânile pentru a-i scăpa de parvoviroză, o boală îngrozitoare care deshidratează până la moarte cățelușii. Dar dacă îi vaccinăm începând cu vârsta de 6 săptămâni și din 2 în 2 săptămâni venim cu rapel la vaccin, cu repetare, în maxim 4 vaccinări, cățelul este imunizat complet și poate să facă ce vrea el, pentru că nu va mai face boala. Ok, deci am scăpat din 4 ședințe. 4 ședințe, 4 vizite la veterinar, este extrem de simplu. N-am cățel, am pisică, dar unde îi faci? Unde? Sub piele. Vaccinurile se fac sub piele. Nu e ceva... Exista o modă să se facă intramuscular, s-a renunțat. Vaccinurile se fac sub piele, nu dor. Dacă dor un pic, dăm un pic de algocalmin și trece. Ok, stăpânul are voie la vaccin? Stă cu cățelușul?
Da, încurajăm oamenii să-și țină cățelușii la vaccin pentru ca ei să se simtă în siguranță alături de familia lor. Nu există. Avem niște ace, acum am început să luăm niște ace foarte, foarte mici din acelea hipodermice, da, care nici nu... cățelul nu simte deloc când facem vaccin. Poate când se joacă cățelul în casă se lovește mai tare decât în țepătura. Absolut. Nu, avem niște ace mici, 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 mici care nu fac nimic. Nu pot lua ochii de la fața asta. Lasă-mă în pace. Pe Aurelian Ștefan vă rog să-l găsiți online, să-i puneți întrebări, dar scurte, că omul e toată ziua la cabinet și el este chirurg, de fapt. Adică e toată ziua, e îmbrăcat de sus până jos, nici nu-l recunoști în poze. El decupează, taie și coase la loc toată ziua. Nu e un veterinar din ăla simplu care mai dă și sfaturi sau stă pe canapeluță, no offense, dar îl văd atât de des îmbrăcat și plin de diverse, încât cred că are multă treabă. Puteți găsi și asociațiile cu care colaborează și poate dați o mână de ajutor în perioada asta și o ajutăm și pe asta mică, Dragonic.